Mulțumim elevilor noștri dragi, mulțumim profesorilor lor, mulțumim părinților care atât la drag îi pregătesc și trimit la școală. Și iată, astăzi au venit cu doamna profesoară de religie, doamna preoteasă Bageru Elena, și spunem la mulți ani, doamna preoteasă, doamna ești Elena, și fetele matare care nu o să te uite niciodată. E frumos, împreună aduceți slavă lui Dumnezeu. Doresc acum să facem rugăciunea pentru cei răposați, și după aceea să binecuvântăm jertfa celor care poartă hramul Sfinților Constantin și Elena, așa încât copiii să nu plece de aici cu mâna goală. Toată jertfa de aici, de la hramuri, ducem copiilor pentru că ei se duc încă la școală. Și să-i facă invidioși pe ceilalți care n-au venit aici, că ei au fost astăzi la țară, la biserică, și mai ales vor ști pe viitor cum se merge în ziua de înălțare la biserică. Vă mulțumim, copii, felicitări, să fiți binecuvântați. Așa, vă retrageți prima în partea asta și rămâneți aici, da? Și ne rugăm împreună pentru toți eroi. Ne întoarcem cu fața către altar, copii, da? Rămâneți așa. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor și putere de a lega și deslega pătratului oamenilor. Cel ce ne-i vrednice și pe noi, smeriți și nevrednici și robitei, să dobândim același pe ascult, dar ce har. Te rugăm în ceasul acesta, pomenește, Doamne, în împărăția Ta, pe toți ostașii și eroii martiri ai neamului nostru românesc, căzuți pe câmpuri de luptă, pe cei ce au fost uciși în latere și în închisori, și pe tinerii ce au fost în Revoluția, uciși în Revoluția din 89, pe fiecare după numele Său, Doamne, pomenește în împărăția Ta, pe toți părinții și strămoșii și bunicii noștri și puterile noastre, care odihnesc pentru Tine. Iartă-ne păcatele pe care le-au făcut cu voie sau fără de voie, cu știință și cu neștiință, cu cuvântul sau cu lucru, pentru rugăciunile Preacuratei Fecioare Maria și ale Sfinților și tocmai cu Apostolii Constantin și Elena și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Cu Sfinții odihnește Hristoase, sufletele adormiților robilor tăi. Uleluiește durele nici întristare Iisus Sfinț, ci viața toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea jedana noastră, care pe cei trei tine și pe Daniel, care erau în Babilon, fiineți cu seminții, arătat mai frumos decât cei ce l-au venit cu multe desfătări. Însuți, Bunule Împărate, te rugăm, aceste daruri ce au fost aduse de către frații și surorile noastre, în cinstea Sfinților și tocmai cu Apostolii Constantin și Elena, le binecuvintează, ca să fie spre pomenirea celor ce le-au adus și dăruiește bunurile celor ce au posesat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cerurile de mântuire și desfătarea bunătăților celor veșnici. Aduți aminte, Doamne, de frații noștri care poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena și îi binecuvintează cu harul Tău ceresc, înmulțind în casele lor toate bunătățile, pâinea, grâul, vinul și untdelemnul. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi, Sfințești, Doamne Hristoase, Dumnezeul nostru, Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și bucuria și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale Sfinților Constantin și Elena, căror care le facem astăzi, binecuvintează jertfa aceasta să vă împărți în amintirea celor adormiți. Binecuvintează, Doamne, și darurile acestea ce au fost aduse de frații noștri în cinstea Sfinților Împărați Constantin și Elena și pentru bună sporirea casei lor. Odihnește în pace pe toți eroii și martirii neamului nostru românesc, pe bunicii, pe părinții, pe frații noștri și pe cei ce nu mai știe nimeni. Așa zi, Doamne, în ceata dreptilor,
iartă-le păcatele și le fă de neam în neam și de neam în neam veșnică pomenirea. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire. Ea doar să fie de neam în neam. Veșnică pomenire, veșnică pomenire. Thank you.
God.